Federația Națională Sindicală Ambulanța anunță un protest pentru ziua de mâine, între orele 10 și 12, susținut de organizațiile sindicale județene, membre din toate serviciile publice de ambulanță, iar de joi declanșarea grevei japoneze. Principalele nemulțumiri sunt legate de suplimentarea cu personal și bani pentru salarii și cheltuieli. Protestul se va desfășura în toate sediile centrale din serviciile de ambulanță județene, iar în București, în Piața Victoriei, având ca obiectiv pichetarea guvernului. Campania Consilierul Tău, inițiată de administrația caracaleană, a continuat zilele trecute, edilul Ion Doldurea ajungând în fața cetățenilor, alături de viceprimarul Adrian Chesnoiu și consilierii locali Cornelia Mușat și Ion Paul, în cartierele Libertății și Bold. În urma discuțiilor cu caracalenii, reprezentanții comunității au preluat din problemele semnalate și le-au supus analizei colegilor din primărie pentru identificarea de soluții concrete pentru rezolvarea lor. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede confiscarea extinsă a averilor obținute în urma comiterii unor infracțiuni. Astfel, statul va putea confisca banii nejustificați ai unei persoane condamnate la cel puțin 4 ani de închisoare. Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării. Cele mai căutate mărci de autoturisme de către români, cumpărate luna trecută, au fost Dacia 4047 de unități înmatriculate, Renault 1088, Skoda 913, Volkswagen 869 și Ford 721. În octombrie, în țara noastră au fost înmatriculate 14.077 de autovehicule noi, autoturisme și vehicule comerciale, autocare și speciale, cu 13,9% mai multe față de aceeași lună din 2019. Pe primele 10 luni ale anului însă, înmatriculările de autovehicule noi au scăzut cu 27,9%, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme. Polidinul, cel mai cunoscut produs farmaceutic românesc, pentru care licența de producție a fost suspendată în 2011, va fi readus pe piață ca supliment alimentar, fiind în studiu la Departamentul de Cercetare al Institutului Cantacuzino. Acesta ar putea fi disponibil într-un an sau doi, potrivit comandantului institutului, colonel dr. Florin Oancea. Noul produs va putea fi utilizat în profilaxia și terapia infecțiilor respiratorii, urogenitale sau în pregătirile preoperatorii.